Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Direcția de Sănătate Publică Vrancea și medicul epidemiolog Janina Lazăr au organizat ieri la Focșani o întâlnire de lucru cu tema Vaccinarea salvează vieți, referindu-se cu precădere la infecția cu HPV. La workshop au participat medici din mai multe zone ale țării. Zeci de medici din întreaga țară au participat ieri la workshop-ul pe tema vaccinării anti-HPV. Evenimentul a fost organizat de Direcția de Sănătate Publică Vrancea prin grija medicului epidemiolog Janina Lazăr. Workshop-ul de astăzi tratează o problemă reală de sănătate a femeilor tinere din județul nostru și are ca scop creșterea ratei de vaccinare anti-HPV printr-o informare corectă. Problematica cauzată din infecția HPV este una complexă și trebuie tratată cu maximă seriozitate, discreție, delicatețe, răbdare și informare corectă. Când vorbim de infecția HPV, nu vorbim doar despre cancer de col uterin la femei. Vorbim și de reducere anorectală apărută atât la femei cât și la bărbați, de cancere orofaringiene, de cancere anale și de multe alte afecțiuni benigne. Dimensiunea problemei este una mult mai serioasă și ar trebui tratată într-un cerc de specialiști, la care se aparte și psihologul, pentru oferirea confortului psihic pacientei. Medici ginecologi, medici de familie și chiar din alte specialități au prezentat avantajele vaccinării tinerelor fete. Infecția cu HPV poate fi prevenită prin vaccinare. Se recomandă ca vaccinarea să fie făcută atât la fete cât și la băieți, în perioadele de preadolescență, înainte de începerea vieții sexuale și de expunerea la HPV. Subiect foarte drag mie, legat de vaccinarea anti-HPV. Aș fi onorată și m-ar bucura enorm faptul dacă la sfârșitul acestei zile aș reuși alături de colegii mei să vă schimbăm mentalitatea vis-a-vis de vaccinarea anti-HPV și să o recomandați cu mare căldură pacientelor. O să vedeți care sunt avantajele reale pentru prevenirea cancerului de col uterin cât și altor cancere cu transmitere orogenitală. În urma statisticilor s-a demonstrat că zilnic aproape cu 9 cazuri noi de cancer de col uterin ne confruntăm la nivel mondial, iar riscul de deces este aproape de 5 persoane pe zi, un risc destul de mare și extrem de neplăcut atâta timp cât putem face prevenție. Ce posibilități de prevenție avem la pacientele noastre? În primul rând, avem posibilitatea efectuării unei prevenții primare, respectiv prin administrarea în 3 doze a vaccinului anti-HPV, sau prevenție secundară, pur și simplu prin efectuarea testului Babe și Papa Nicolau. Recomandarea ar fi cu acuratețe și o sensibilitate și specificitate mult mai mare de efectuarea testului Papa Nicolau în mediul lichid. În Australia, în 2020, 80,5% dintre fete, 77,6% dintre băieți erau vaccinați. Dar acolo e simplu. Nu te vaccinezi, nu ții banii de alocație. Și cum banii de alocație îți permit să supraviețuiești, e o treabă. La noi, unde alocația este subțirică, subțirică și în continuă subțire, nu prea contează. Dar, pe ansamblu, există acest sistem coercitiv. Nu te duci la școală dacă nu te vaccinezi. Încă o dată, nu e nimeni de principiu că trebuie să fie obligatoriu. Dar, în momentul în care te-am informat, ți-am luat dreptul de a mai spune, nu știu. Te responsabilizez, te fac partenerul meu în procesul decizional. Și foarte bine spunea doamna doctor, un lucru. Pacientul vine și îmi garantați și eu îi spun, uite care e treaba, eu sunt un simplu om. Sunt mamă, sunt bunică. Sunt un simplu om. Pot să-ți garantez că voi fi lângă tine. Lângă tine mă pot suna, telefonul meu e deschis 24/7, am să-ți răspund, dar nu sunt Dumnezeu. E posibil să o doară, e posibil să se înroșească, e posibil să facă puțină febră, dar împreună le trece. Asta e cel mai important, iar eu mi-am vaccinat fetele. Erau mari și începuseră viața sexuală și le-am vaccinat. Expira vaccinul, era în ultima lună și eram fericită că l-am găsit. Asta am făcut și asta o să recomand la toată lumea, pentru că eram atât de disperată de ce vedeam în jur. Riscul de a dezvolta o infecție cu HPV pe parcursul vieții este foarte mare, acesta fiind cea mai frecventă și mai răspândită infecție virală cu transmitere sexuală. 8 din 10 adulți, deopotrivă femei și bărbați, vor fi infectați cu HPV pe parcursul vieții.
Aveam un vaccin care protejează contra un tulpin oncogen, care ne protejează fetițele, care ne protejează fiicele, care ne protejează nepoatele. Și care trebuie să reținem, este un vaccin recombinat, neinfecțios, preparat din particule asemănătoare virusului. Cum putem demonstra că sunt eficiente vaccinurile contra infecții cu virusul papiloma uman? Păi ce ne interesează să urmărim? Ne interesează să scădem incidența infecțiilor și a complicației acestora. De ce ne interesează? Ne interesează pentru că vrem să scădem suferința produsă de infectare femeilor sau bărbaților. Ne interesează să scădem mutilarea produsă atât femeilor cât și bărbaților. Ne interesează să reducem stresul implicat de îmbolnăvire atât femeilor cât și bărbaților, dar și membrilor familiilor lor. Și ne mai interesează și scăderea poverii pe care o are această afectare asupra sistemului de sănătate. Vreau să vă spun că anul acesta spre, să zic, prima dată în viață am văzut că doamna doctoră Marina Maiorov mi-a spus că au venit vaccinurile antigripale la timp. Ceea ce este un lucru nemaipomenit. Avem, să zicem, speranța că totul va fi bine și în momentul când va veni și acest minunat vaccin dat pentru HPV, împotriva HPV, mă scuzați. Direcția Sănătate Publică distribuie medicilor dozele necesare și medicul de familie efectuează inocularea. Vedeți, această listă începe cu dumneavoastră și se termină cu dumneavoastră. Ceea ce înseamnă că actorul principal sunteți dumneavoastră. De ce trebuie cerere pentru acest vaccin? O să spuneți, păi de ce? După cum vedeți, trecutul vine și apasă foarte mult pe prezent, dar și pe viitor. În anul 2008 au fost cumpărate un număr de 3.300 de doze de vaccin HPV, din care au fost folosite până la final doar un procent de 2,6%. Este un procent, să spunem așa, foarte, foarte, foarte mic. Din rațiuni economice și legale, autoritățile nu pot cumpăra un vaccin care să nu poate fi folosit. Adică să rămână pe stoc și să nu poate fi folosit. Eu nu cred că mai există în acest timp, la ora actuală, lucrul acesta. Mi-aș dori ca să înțelegem că solicitarea înseamnă și efectuarea vaccinului. Consiliul Județean Vrancea anunță că au fost semnate contractele pentru dezăpezirea drumurilor din județ. În cazul în care zilele următoare va cădea prima zăpadă, operatorii sunt pregătiți să intervină. Consiliul Județean Vrancea este pregătit în ceea ce privește dezăpezirea drumurilor județene, în acest sens fiind deja încheiat acordul cadru pentru combaterea poleiului și dezăpezire pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Vrancea pe durata a 48 de luni calendaristice pentru perioada 2022-2026. Ieri au fost semnate contractele subsecvente pentru această iarnă cu cei doi operatori care se vor ocupa de dezăpezirea drumurilor județene. În funcție de evoluția vremii, în următoarele zile va fi emis și ordinul de începere a prestărilor serviciilor. Întrucât în zilele următoare se anunță o schimbare a condițiilor meteorologice cu precipitații și scăderea temperaturilor, cei doi operatori care se vor ocupa de dezăpezire ne-au informat că sunt pregătiți cu utilaje și material antiderapant, a declarat Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea. Contractul prevede împărțirea județului în două zone, baza sud, Suraia și Dumbrăveni, și baza nord, Vidra și Adjud. Firmele responsabile vor acționa cu lame, freze, autofreze, încărcătoare și au stocuri asigurate de material antiderapant, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Județean Vrancea. Profesoara Livia Marcu este noul președinte al Organizației de Femei Apelele Focșani. Alegerile au avut loc zilele trecute, iar astăzi Livia Marcu a făcut primele declarații de presă din această nouă postură. Alegerile care s-au realizat ieri în cadrul Comitetului de Coordonare Local arată că locul femeilor trebuie să fie bine evidențiat și cred că ele pot arăta că sunt un factor de echilibru în comunitate, dar și în felul în care se face politică. Eu însă mi-am considerat mulți ani că e suficient ca o femeie să aibă o carieră, o familie și că oamenii vor vedea în jur aceste bune intenții și realizări pe care noi le avem. Însă, fără implicare, e greu de crezut că putem înregistra și rezultate concrete în ceea ce privește implicarea socială
prin intermediul instituțiilor care să genereze o anumită proiecție asupra condiției femeii în societate. De aceea am fost mulțumită că alături de mine au venit doamne care au cariere, care au familii, care au ceva de spus în comunitatea orașului Focșani, încât organizația femeilor din Focșani să devină parte a organizației municipale și nu numai un factor de echilibru, dar și o formă de a promova valori, principii și chiar de a solicita responsabilități în plus. Eu cred că într-o mare măsură, la nivelul municipiului Focșani, femeile au o pondere foarte mare și aș vrea să vă spun că aproape jumătate din biroul politic local este format din femei. Avem o treime din consilierii locali sunt femei. Deci femeilor la municipiul Focșani se dă o importanță foarte mare, nu întâmplător, pentru că avem doamne și domnișoare de o calitate umană și profesională deosebită și nu întâmplător multe din instituțiile din județul nostru, din municipiul Focșani, sunt conduse și sunt coordonate de doamne de la PNL, de la OFL Focșani. Incendiu de proporții noaptea trecută la Ruginești. Pompierii au fost solicitați să intervină de urgență pentru că a ars o hală de prelucrare a materialului lemnos. Un bărbat de 51 de ani a suferit arzuri la brațe și a fost transportat la spital. În cursul nopții, în jurul orei 2:35, pompierii militari vrâncen din cadrul secției de pompieri adjut au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de prelucrare a materialului lemnos din comuna Ruginești. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță Smurd. La momentul sosirii forțelor de intervenție, la adresa indicată, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, cuprinzând o hală de circa 300 de metri pătrați și o anexă de 200 de metri pătrați. S-a acționat în cooperare cu pompierii militari, pompierii voluntari și ai serviciului voluntar pentru situații de urgență din Ruginești. Misiunea a fost îngreunată din cauza cantității mari de materiale combustibile și materialului lemnos depozitate în interiorul și în împrejurimile halei și anexei. În timpul intervenției, paramedicii au acordat primul ajutor calificat unei persoane de sex masculin în vârstă de 51 de ani, care a suferit arsuri la membrele superioare. Pacientul a fost preluat și transportat cu ambulanța Smurd la spital. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite în această dimineață în jurul orei 8:10. Pompierii au reușit să salveze din calea flăcărilor locuința aflată în vecinătate. În urma evenimentului au ars o hală de 300 de metri pătrați, o anexă de 200 de metri pătrați, 20 de metri cub de material lemnos, 60 de metri cub de rumeguș, 2,5 tone de plante furajere, scule și accesorii de prelucrare a lemnului. Cauza probabilă a evenimentului a constituit-o un scurt circuit electric determinat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător. Pompierii atrag atenția asupra instalațiilor electrice defecte, a echipamentelor improvizate sau aparatelor electrice lăsate nesupravegheate, care pot cauza incendii. Pentru înlăturarea riscului de incendiu este indicat să efectuați verificarea periodică a instalației electrice cu personal autorizat, să nu folosiți instalații electrice improvizate, să verificați periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și să înlocuiți atunci când sunt uzate, să nu folosiți prize sau întrerupătoare slăbite. Nu supra-solicitați o priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent. Recomandarea pompierilor este și să instalați senzori de fum. Dacă în clădirea în care locuiți nu există senzori pentru fum și pentru incendiu, puteți face singur această achiziție pentru o mai bună protecție. Dacă aveți deja un sistem de acest gen, verificați periodic funcționalitatea sa, precum și starea bateriilor. Păstrați la îndemână un stingător cu pulbere și verificați valabilitatea acestuia. În cazul în care asistați la un incendiu electric, nu folosiți niciodată o soluție lichidă pentru stingerea focului. Apelați numărul de urgență 112, s-a arătat într-un comunicat al ISU Vrancea. Educatoarele Cornelia Iordache și Marcela Moțoc de la grădinița din Găgești, comuna Bolotești, organizează și în acest an concursul de colinde, obiceiuri de iarnă și muzică populară, intitulat Magia sărbătorilor de iarnă. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 5 și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Înscrierile se vor încheia pe 10 decembrie 2022.
Grădinița numărul 1 Găgești, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Centrul Cultural Vrancea, organizează concursul vocal Magia Sărbătorilor de Iarnă, din cadrul proiectului Tradiții și Obiceiuri Populare. Acest concurs este dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Coordonatoarele acestui proiect, care a ajuns deja la ediția cu numărul 5, sunt educatoarele Marcela Moțoc și Cornelia Iordache. Concursul se desfășoară pe 3 secțiuni, respectiv colinde tradiționale românești, datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, muzică populară sau ușoară, cu sau fără acompaniament. Se pot înscrie în concurs grupuri vocale sau micuți soliști. Înscrierea la acest concurs se poate realiza până pe 10 decembrie. Juriul este format din profesori de specialitate. Concursul se va desfășura vineri 16 decembrie 2022, cu începere de la ora 9 la Căminul Cultural din Bolotești. Sărbătoarea cea frumoasă, iată ne-a intrat în casă, a venit cu bucurie, în drumul ca să ne fie. Sărbătoarea cea frumoasă, iată ne-a intrat în casă, a venit cu bucurie, în drumul ca să ne fie. Sau fi târzie. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și este anunțată lapoviță. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 6 grade, iar cele maxime între 10 și 12 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!